Rezervația naturală este o arie în care întregul cadru natural sau anumite exemplare floristice, faunistice sau geologice sunt ocrotite de lege. Sunt protejate ca ecosisteme de interes științific sau peizagistic. Primele preocupări de a ocroti natura datează încă din secolul al XIX-lea, iar în 2008 în România existau 20 de parcuri naționale și naturale și 927 de arii protejate, printre care fânețele seculare Ponoare, situate în județul Suceava, aflate sub custodia Agenției pentru Protecția Mediului Suceava. Fânețele seculare de la Ponoare constituie o arie protejată de interes național, sunt parte a sitului Natura 2000 și reprezintă o fâneață întinsă pe o suprafață de 24,5 hectare. A fost declarată arie protejată prin legea numărul 5 din 6 martie 2000 și se află pe teritoriul administrativ al comunei Bosanci, în zona dealului Strâmbu. Protejarea naturii prin rezervații naturale înseamnă viață pentru urmașii noștri. Pierderea biodiversității duce la sărăcirea populației. Să lucrăm împreună pentru o schimbare. Proiectul Conservarea Biodiversității printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fânețele Seculare Ponoare și Fânețele Seculare Frumoasa este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013.